Vă salut! Nu prea se vede bine, nu? Fac un anunț. Anunțul e simplu. O să fac filmulețe mai rare. Știți, bă, că mai sunt așa niște apicultori care se iau de mine și sunt împotriva mea. Și mai fac o pauză. Mai fac și eu o pauză. Perioada asta acum nici nu strâng stupii. Aș putea să-i restrâng, dar nu am unde să pun ramele. Trebuie să le dau cu sulf și nu, n-aș vrea. Așa că îi las așa cum sunt. În 3-4 rame și... Adică 3-4 rame de albină. Dar ei ați văzut că sunt pe 9 rame. Mai am ceva puietenie. O să mai fac eu câte un filmuleț așa la o săptămână, să zicem. Aș vrea să le mai dau totuși un barachet. Am văzut că și a doua oară a picat 2-3 păduchi acolo. Vreau să știu că omor ultimul varoa. Referitor la tratamente, am mai spus și o mai spun o dată, că am văzut că mi-au scris comentarii că am pus tratamentul la apivarul și că ai văzut că tot ai păduchi. Mie nu-mi vine să cred că există apicultori care nici acum au înțeles tratamentele astea. Deci, nu există la ora actuală, în momentul de față, nu există niciun tratament pe tot pământul ăsta împotriva la varoa, ca să-l omoare de tot, să nu mai rămâne niciun. Ca să dau așa un exemplu, posibil orice tratament, orice bandă din asta, că e din Ucraina, că e din America, că e de unde e făcută ea, poate că omoară 80% poftim. Adică dacă presupunem ai 300 de varoa în stup, ai pus banda aia, coții o lună de zile, coții 3 săptămâni, coții 2 luni de zile, posibil omoară, zic eu de la mine, posibil, deci nu zic 100%, posibil omoară 80%, da? Ce înseamnă 80% din 300 de varoa? 240, da? Mai rămân 60 de varoa în stup. Deci nici o bandă din asta și niciun tratament nu reușește să o omoare tot. Și dacă vreți să faceți probă, faceți probă cu astupii voștri să vedeți că am dreptate. Chiar și fumigații. Păi dai tu fumigație cu varachet, cu, nu știu, cu mitac, cu o invenție, ai tu acolo o soluție minune. Dați-i cu soluția aia sau cu fumigația aia și după 3 zile mai de o dată sau după o săptămână, să vezi că iar pică pădurile. Adică, într-un cuvânt, niciun tratament nu este reușit. Poate că nu se vrea, asta nu știu. E posibil și asta. Nu se vrea ca să se facă un tratament să omoare tot. Și, într-un cuvânt, varoa avem mereu o stup. Că dacă exista un tratament care omora toți varoa, vă dați seama că s-auzea despre el, îl foloseam toți, apicultorii, și scăpam de varoa și nu mai exista varoa în România și în nicio țară. Dar după cum se vede, toți avem varoa în stup, că avem 5 varoa, că avem 100, că avem 30, că avem 300. Important că avem și nu prea scăpăm de ei. Și o să vedeți că normal apicultorii nu sunt sinceri. Aici e problema cea mai mare, nu sunt sinceri, că dacă ar fi sinceri, ar zice așa. În luna octombrie, noiembrie. Băi, apicultor, uite ce am făcut eu. Eu am tratat cu tratamentul X. Da? Să-i zică numele acolo și să zică, uite, acum în luna noiembrie îi dau un tratament cu, uite, cu varachet și uite, încă a mai picat păduchi. Înseamnă că tratamentul care l-am folosit n-a dat rezultat 100% și uite că încă mai pică păduchi. Alt apicultor să zic, eu am folosit tratamentul Y, nu știu, altă denumire de tratament. Și uite, am dat în noiembrie o fumigație și tot a mai picat. Dar apicultorul
angajatorii nu vor să fie transparenți, nu vor să fie sinceri și nu spun. Folosește un tratament, vede și el că când dă toamna un varachet e mai pică varoa și tace de îngură, nu spun. Și uite, în felul ăsta noi nu putem să aflăm, niciunul, nu putem să știm exact care ar fi cel mai bun tratament. Și încercăm fiecare, ba cu una, ba cu alta, și eu vă spun din experiența mea, cu câte am încercat, că le-am folosit și eu, mai ales astea omologate, sunt toate folosite, cred că de mine. Și am ajuns la concluzia că posibil, zic, deci nu 100%, vreo 80% să omoare din păduchi. Deci niciun tratament eu n-am găsit să zici, ba, am pus tratamentul ăla și nu mai am niciun varoa în stoc. Nu. Da, cam asta e părerea mea. Conștient că unii dintre voi sunt foarte isteți și au tratamentul ăla minune care omoară tot și nu mai rămâne niciun varoa. Sunt între noi unii care se laudă că sunt foarte buni și au reușit ei să omoare tot. Dar dacă nu spune și la alții, ce folos are că știe decât el? Da. Bun. Cam asta despre tratament. Deci eu dacă am pus tratamentul ăla la pivarul, l-am pus, a omorât posibil 80% din varoa, 90%, nu știu exact să spun eu cât, că nu pot să ții evidența asta, n-ai cum. Posibil a omorât, poftim, 90%, dar tot a mai rămas ceva și albinele alea care le-ați văzut, că le-am filmat eu la Urdiniș, că avea cât un varoa pe spinare, e nimica toată, 5-10 albine acolo. 10 varoa? E nimica toată. Bun. Asta despre tratament. Despre stupi. V-am arătat că i-am slăbuți, mai am aproximativ o ramă de puiet cumulat, adică o ramă e o palmă de puiet, pe altă ramă o palmă jumate, adunat tot puietul ăla la oaltă, dacă rezultă o ramă plină de puiet. În momentul de față, dacă ar fi să restrâng de iarnă, sunt vreo 4 rame de albină. Cu rama aia care eclozează de puiet, ar fi 5 rame poate de albină, dar ținând cont că o să mai moară până în noiembrie, poate rămâne de 4 rame, nu știu, o să văd. Nu mă sperie totuși lucrul ăsta, pentru că eu știu să-i dezvolt și de la 3 rame și am demonstrat-o anul ăsta 2024. În primăvară i-am arătat că erau în 3 rame, 3 și 4 rame pe camion. I-am dezvoltat și am făcut de cules și am făcut producție de miere. Este posibil că la mine la livada acolo, pentru că camionul se vede din drumul principal, deci din asfalt, se vede camionul acolo în curte, da? Eu nu locuiesc acolo. E posibil vreun apicultor care a trecut prin zonă sau din apicultorii care știu deja că eu am camionul acolo, că sunt destui care știu că am camionul acolo. Vă dați seama, dacă e vreunul din ei cu inima așa bună, s-a gândit el să pună într-un lighenuș și acolo un sirop dulce cu ceva ca să mi le omoare. E posibil și asta. Eu am dat vina pe polen. Am observat acum că polen mai e în stup și nu... N-a mai murit albine, deci acum a încetat cu mortalitatea. Și atunci aș da vina că e vorba de un sirop din ăsta care a fost dat acolo. Dar, normal, n-am prins pe nimeni, nu pot să dau vina pe cineva. Rămâne de văzut asta. Că prea picase albina. Am văzut că unii au scris în comentarii că, bă, aia e albina bătrână care era normal să pice, bă, niciodată nu-ți pică în fața stupului să o iei cu pumnul așa de jos. Și cu limba scoasă. Când e cu limba scoasă, tata aia e otrăvită. E clar. Dar normal, fiecare comentează ce vrea, zice ce vrea acolo. Așa că o să mai iau o pauză după la YouTube ăsta. Pentru bucuria la unii care tot mă sâcâie așa și nu mă lasă deloc. O să se bucure tare. În primul rând, bă, omul bun caută să-ți facă bine și să-ți vorbească de bine. Omul rău caută să-ți facă rău
și să te vorbească de rău. Asta e, asta e clar, adică nu trebuie să ai facultate ca să înțelegi lucrul ăsta. Și am destui dușmani, destui oameni răi care îmi vor rău și se bucură când îmi merge rău. Poate ați observat și voi în comentarii, bineînțeles că eu le-am mai șters. Întotdeauna omul rău se bucură de răul altuia, da? Și omul bun se bucură de succesul la cineva, el se bucură, da? Ăștia sunt mai rari, într-adevăr, oamenii buni sunt mai rari pe pământul ăsta. Așa că tu care te uiți, vezi din ce categorie faci parte. Eu nu doresc rău la nimeni. Eu mă bucur când aud la cineva că îi merge bine. Uite, hai să vă spun o chestie. Deci am fost să-i duc la un patron niște miere. Știți că eu colaborez cu patronii, duc și la persoane fizice acasă, dar fiindcă știu că patronii sunt oameni mai cu bani, caut și eu să le vând lor miere. Că ei își permit, nu mai consumă zahăr, consumă și ei miere. Și ce fac? Mă duc pe la câte o firmă, iau legătura cu patronul. Și când mă duc la un patronaș, iară la mașină, îl chem la mașină, iară. Zice, da, da, ai prețul foarte mare. Păi zic, eu așa vă mierea, uitați, ăsta e prețul, deci nu l-am făcut acum, să ziceți că... Da, i-am făcut prețul în față. Adică să țin borcanele în spate fără să am preț și zic 30 de lei poliflora. Eu nu procedez așa, ați văzut, sunt afișate acolo, așa mi se pare cel mai corect. Și asta o spun pentru, și pentru voi, să faceți la fel. Afișați-vă prețul. Prețul nu se face după client. Îl vezi că e mai, are mașină mai scumpă sau gata, îi cer mai mult. Nu se face așa. Și cred că și voi ați observat când opriți mașina la marginea drumului și vedeți pe unul că vinde, ați văzut, pepeni, să zicem. Și nu are preț afișat. Și când te vede că ai oprit, zice 3 lei kilo. Când vede că nu vrei să ieși și vrei să pleci, ai 2 lei kilo. Mi se pare o măgărie chestia asta, ca să nu ai prețul afișat. Bă, frate, pune prețul acolo și pentru bogați și pentru sărac. Ăla e prețul. Așa, și ce vreau să zic? Îmi spune, zice, e prețul mare. E prea mult, 30 de lei. Așa cum aș lua, dar e prea mult. Și am căutat să spun, dom'le, sunt apicultor, uite, vă arăt actele, am și analiza la miere, tot, da, ca o să îi demonstrez, să arăt ceva. Mierea e garantesc, e super ok, nimic, e scumpă. Și uite, zice, dacă nu mă crezi, zice, uite, sunt de la apicultorul care mi-a adus miere, de la care am mai luat miere. Păi și îl sună pe un apicultor, eu nu știu cine e, îl sună. Și zice, cu cât mi-ai adus, când am luat eu miere de la tine, cu cât mi-ai dat-o? Păi ce, cu 15 lei. Băi, rămâi șocat, frate. 15 lei pusă la borcan i-a adus. Bă, voi vă dați seama? 15 lei. Acum, dacă nu mai continui cu vorbirea mai departe cu voi aceea, o să ziceți, da, bă, până la urmă e mierea lui și o vinde cu cât vrea. Eu nu zic că mierea aia nu e bună. Băi, eu zic că e bună, e apicultor și are miere bună. Dar dacă nu stau acum să vă explic ce înseamnă aia 15 lei, voi o să ziceți, băi, mierea lui și-o vinde cu cât vrea. Haideți să vă explic puțin, că în vânzare cred că mă pricep și unițel așa în atâția ani de zile. Băi, dacă un apicultor își vinde mierea pusă la borcan cu 15 lei, aia înseamnă că începem să scădem așa frumos. 2 lei borcanul, borcan cu capac, 2 lei, da? Adică lui în buzunar îi mai intră 13 lei. Din aia 15, da? E o matematică de asta simplă, de clasa 1. Ei mai intră 13 lei în buzunar. Da, să dau mai încet ăsta, cred că se aude în telefon. Apoi, mai există un leu, transportul, pe puțin un leu pe borcan. Adică, bă, te cheamă cineva, adu 5 borcane. Păi, consum de 5 lei, motorină, benzină, că te duci cu mașina, doar nu te duci pe jos 10 km. Un leu pe borcan cred că am pus puțin transportul. Și atunci din aia 13 lei, rămân 12 lei să-ți intre în buzunar, da? Mai există încă un leu manoperă aia de iei din butoi miere, că
Știm ce înseamnă miere din butoi cristalizată, să te chinui să o iei, să o pui în borcan, să o decristalizezi, consumi curent sau gaze sau ce consumi, munca aia toată. Mai înseamnă un leu pe borcan. Înseamnă că rămâi cu 11 lei. Păi nu, dai mai bine la anglu pe 10 lei sau 9 lei, 10 lei și cu ăia de la stat, ai văzut că se mai dă ăia 8% sau cât se mai dă. Adică încă un leu aproximativ. Păi nu, dai mai bine la anglu, la ce te mai chinui să o pui la borcan? Dar ce se întâmplă aici? Sunt printre noi apicultori care strică prețul. Și noi dăm vina că neamțul e de vină, că nu ia mierea, că e de vină chinezul cu mierea lui ieftină, că e de vină procesatorul, iată că e de vină apicultorul, care o dă cu 15 lei și strică prețul. Vedeți? Cam asta s-a întâmplat. Eu am rămas șocat când l-a sunat în fața mea și a zis: salut, ia zic, cu cât mi-ai dat mierea când am luat de la tine? Sau parcă a zis, dacă mai vreau și eu niște miere, așa parcă, dacă mai vreau și eu niște miere, cu cât mi-o dai? Ce 15 lei? Poliflora. Nu știu, sau când mă cred că eu dădea cu 20. Mai zic, ostine ceva. Deci prețul în final, apicultorii îl strică. Că dacă am ține toți, eu am zis de prețul la care l-am afișat acolo, bă, hai să fim toți stați la prețul ăsta. Dar dacă tu ești mai isteț, vind-o mai scumpă ca cât am eu acolo. Adică, bă, am 30 de lei poliflora. Bă, dă-o cu 35, cu 40, cu 50, dacă ești mai isteț, mai deștept, cum să zic. Dă-o mai scumpă. Bă, da, hai să nu lăsăm sub prețul ăla, că ne batem joc de munca noastră și ne tăiem creaca de sub picioare de... Adică un apicultor care și-o vinde cu 15 lei la borcan, eu zic că nu mai rezistă pe piață. O să mai stea un an, doi și o să vadă că cheltuielile care le are cu stupii o să întreacă cheltuielile, venitul care îl are, adică venitul lui aici, cheltuielile vor fi aici și o să zic că în curând mă las de apicultură că nu e rentabil. Că din cauza asta mulți apicultori au pus, poate ați văzut pe internet, că au pus camioanele la vânzare și stupii. Deci dacă intrați pe internet, o grămadă camioane de vânzare. Vând camion apicol cu stup cu tot, vând inventar apicol, vând tot. De ce? Fiindcă nu a reușit să țină aici cheltuieli, aici este venitul care îl face din apicultură. Și dacă cheltuielile au urcat aici și venitul e aici, ce zice? Pe ce fac mă? Eu mă duc și muncesc, nu știu, în construcții sau ce lucrează el particular ca să pot să țiu stupii? Nu se mai merită. Dacă nu am un profit de pe urma stupilor, nu-i mai țin. E logică treaba, nu? Sau țin de hobby acolo în curte 10 familii, aia e altceva. Sau 5 stupi. Așa că nu vă tăiați singuri afacerea asta de sub picioare. Că vă tăiați singuri cu un preț mic. Da, eu foarte simplu am plecat mai departe, mă duc ciocând la alt birou, la altă ușă. Bună ziua, sunt apicultor. Vreau să vă prezint produsele apicole care le am. Haideți până la mașină dacă vreți până afară. Îi duc la mașină, le arăt mierea. Cumpără un borcan, două, trei, dacă mai sunt câteva cocoane pe la birou, pe acolo mai cumpără încă două, trei borcane și Costin se descurcă să vândă 5, 6, 7 borcane într-o zi. Dar tu cu 15 lei ce faci? Te bucuri că îți ia mai multă ăla? Dacă întragi linie, tu ești pe minus. Logic, piața e liberă, fiecare să vândă cu cărea, cu cât poate el, da? Și prețul sus și în jos, să-l facă cum vrea el, că fiecare își face prețul lui. Așa, asta am vrut să mai vă spun. Iar în momentul de față, dacă eu am nu am ce lucra în stupi, am zis să mai iau o pauză de la treaba asta cu YouTube-ul. După cum vedeți, eu idei de a face videoclipuri, conținut video, mă pricep. Eu pot să stau aici în fața la telefon să vorbesc câteva ore. Ați văzut cum face și Lucian, stă în câtul live. Pentru noi e simplu, dacă noi din asta trăim, asta ne-e activitatea, noi avem ce vorbi continuu despre albine și despre apicultură. Dar am zis să mai iau o pauză, e mai bine așa. Și mai revin așa cu cât un filmuleț la cât o săptămână sau două poate. O să vă țin la curent și cu stupii când o să restrâng, că deocamdată nu sunt restrânși. Și uite, o să mai pun cât un filmuleț, dar vă spun că toți sunt cam la fel. Adică iam în 9 rame, ăia de pe camion, iam în 9 rame în stup, dar în realitate sunt vreo 4 rame de albine. Așa că, ce să fac, să deschipă fiecare zi câte unul, e plictisitor, nici nu vreau să-i deranjez că n-are rost. V-am arătat că am așa cât o palmă de puiet pe 3 rame acolo, adunate alea, hai că face o ramă de puiet. Cam asta e. Roișorii mai slăbuți. Oricum caut în octombrie, o să filmez și o să arăt dacă mai fac niște unificări, dacă mai ajut pe câte unul, că n-aș vrea să iernez poate chiar în 3 rame, poate reușesc să ierneze în 4, nu?
Și dacă unul e în 3, mai dau o ramă de albină de la altul. Să-i fac, poate așa, pe toți de 4 rame. Zic acum, asta mi-ar fi părerea mea, ideea mea. Da. Rămâne de văzut în octombrie ce va fi. Chit că desfințesc după un roi și urc pe camion. Îi unesc, îi urc pe camion și tot îmi fac 3-6 de stup de iernat și care vor fi pentru la anul de cules. Cam asta e. Alte noutăți? Ce să fie alte noutăți? Mergem la Târgu Apicol pe la București. O plimbare așa, că de cumpărat ce să mai au? Am 6 costume, am 6 costume. Vreo 6 sau 7 dălți. Am vreo 4-5 site de strecura miere. Am decristalizator de miere. Am cuțite de alea de descăpăcite. Am vreo 3, cred că, și de alea sau 4. Furculițe, cred că am vreo 10 furculițe. Perii, de periat albinele. Cred că am și de alea vreo 7. Ce să mai cumpăr tot? Am luat și maturator de miere. Găles din alea de plastic de miere. Cred că am vreo 100 de găles. Nu știu câte am toate. Sunt dotat cu de toate. Da, mi-ar fi fost bun un spațiu, nu-mi permit acum să-l fac, un spațiu, o hală, să fie avut și eu frumos unde să depozitez caturile, ați văzut că le țin afară, asta mi-ar trebui, dar nu am posibilitate să fac treaba asta acum. Curtea mea aceea e cam micuță și n-am o să fac aici. Nu știu ce va fi, poate o să fac, poate nu, nu știu. Așa că la târg, dacă merg să mă plimb, nu știu, pe 15 parcă descrie, nu? Luna asta pe data de 15, dar mai iau o pauză și eu de la filmulețe, că m-am săturat să tot arunce toți cu pietre în mine, cu vorbe urâte, cu... Băi, întotdeauna, în orice activitate, pe drumul ăsta care suntem noi, uite așa, mergem pe drumul ăsta, apicol, în apicultura asta, unii sunt, să zicem, la jumătate, alții sunt mai în urmă, alții mai în față, nu? E logic că nu suntem toți pe aceeași linie. Adică toți mergem pe calea asta a apiculturii, da? E, unii sunt mai înapoi, adică poate au ca mine un 50-60 de familii, dar nu reușesc să trăiască din stup, nu reușesc să scoată ca mine aproape 3 tone de miere, nu reușesc treaba asta. Atunci logic e mai în spatele meu, că n-au reușit performanța asta. Poate el are stupii mai buni, dar nu reușește să facă miere cu ei, că nu știe unde să-i ducă la cules, nu? Îi roiesc stupii, au alte probleme. Alții sunt înaintea mea, mai în fața mea, care cu stupii ăștia, cu 50-60 de stup, poate produce miere mai mult, produce și lăptișori de matcă și propolis și eu știu ce mai produce și vinde el bine, nu știu pe unde, și e mai înaintea mea, adică e mai istesc ca mine. E, întotdeauna o persoană care... Nu poți să zici care e suflet bun, o persoană cu sufletul rău, așa, și cu răutate, aruncă cu pietre în tine. În care aruncă cu pietre? În ăla înapoi a lui? Mă, nici nu prea poți să arunci așa înapoi cu pietre. Aruncă în ăla din față. De ce? Că e necasc, e în fața lui. Înțelegeți? Cum e la un concurs și aleargă toți. Păi te interesează de ăla că e în spate, zice la oricum pierde, că e în urma mea, ăla n-am treabă cu el. El s-o oftică pe ăla din față, că îl vede în fața lui și zice că iese ăla pe primul loc. E, așa e și aici. În mine aruncă cu pietre cine? Ăia care sunt mai slab ca mine. Întotdeauna ăia aruncă cu pietre în mine. Că ăla care e mai în fața mea și e mai bun ca mine, ăla nu-l interesează să se întoarcă înapoi din drumul lui să arunce cu pietre în mine. Nu are nicio treabă. Înțelegeți? Și dau și un exemplu. Cine să zicem? Uite cum e Nea Elie. Nea Elie e un apicultor bun care are stup buni. Produce miere multă și o vinde, cum știe el că e bine să-și o vândă, e mai bun. El nu are nicio treabă să arunce cu pietre în mine, că e mai bun ca mine, e înaintea mea. M-ați înțeles? Mai dau un exemplu. Lucian de la Vezi la Est. E mult mai bun ca mine, are stup mulți, face o producție mare de miere, deci e cu mult mai înaintea mea, da? Păi el se întoarce de aici, de unde el, se întoarce înapoi să dea în mine. Nu are niciun sens, că el e mai înaintea mea. Înțelegi? E mult mai bun, da? Are stup mulți. Trăiește el și familia lui din apicultură, își vinde mirea în angro, el știe unde și o vinde, câștigă mulți bani din apicultură, da, bravo lui. Dar vreau să zic că e mult mai bun ca mine, el nu se întoarce înapoi. Dar altul care e mai în urma mea, el se cam oftică, că mă vede pe mine înainte. Eu nu mă oftică, Nea Elie e apicultor bun. Eu vorbesc cu el, întrebați-l, eu îl sun pe Nea Elie mai mereu, ce mai faci, Nea Elie? Și el zice, ia zi-ne, poate. Noi vorbim, tată, adică un om care... Poți să vorbești cu el. Deci eu n-am treabă cu cei care sunt mai buni ca mine. Eu din contră mă uit la ei și zic, bă, poate prind și eu ceva de la ei, să mai fac și eu ceva în plus, să-mi meargă bine.
Adică să iau un exemplu de la ei, că la urma urmei el dacă a ajuns mai înaintea mea, de ce este mai înaintea mea? Că face ceva mai bine ca mine, nu? Reușește să vândă mierea la un preț mai bun, reușește să scoată poate producție mai bună, e mai bun ca mine în toate lucrurile astea. Și atunci eu sunt băiat isteț și mă uit la el și trag și eu cu ochiul și zic, bă, ia să vedem mă, ce mai arată ăla. Poate mai prind și eu câte ceva ca să fiu și eu mai bun, să meargă și mie mai bine. Dar uite că sunt unii care sunt și mai înapoi a mea, mai înapoi, e cu mult mai înapoi și ca Naelie, și dă cu pietre și în mine, și în Naelie, și în Lucian, de la vezi, dă cu pietre în noi. În loc să se uite cu atenție, bă, ce face ăla, mă, dă-i merge bine, uite, și ăla și spring, nou-nouț. Și poate alții n-au reușit să-și iau o mașină nouă. Ce face ăsta? Cum reușește ăsta, mă, dă-i merge bine? În loc să privească așa lucrurile, ele privesc cu răutate și aruncă cu pietre în noi. Mă uitam și la Lucian, dacă nu le-a și pe ăla la rost, ce aveți, mă, cu el, dacă el se descurcă, lăsați-l, mă, să facă treaba. Dar ăștia sunt oamenii, între noi sunt și oameni răi. Și omul rău scoate din el răutate, omul bun scoate din el bunătate. Asta e ceva simplu, nu trebuie facultate aici. Spune că oamenii îi vom cunoaște după faptele lor. Hai, după faptele, vezi cum vorbește, cum se exprimă, cum vorbește, îl simți care e bun și care e rău. Bun. Cam asta e, deci ca o să mai iau o pauză, că momentan, repet, nu că n-aș avea subiecte de discutat. Uite și acum cât avem acolo, 26 de minute, eu pot să vorbesc o oră întreagă despre apicultură și despre lucrurile astea. Și mâine pot să fac alt filmulețe. Eu am demonstrat, ați văzut, că pot să pun și două filmulețe pe zi. Adică sunt în stare să fac două filmulețe pe zi, să le încarc. Am subiecte de discutat, nu mi-este greu să discut și plus de asta nu că fac niște filmulețe care nu sunt vizionate, chiar sunt vizionate destul de bine, cu mii de vizualizări. Înseamnă că am succes. Dar tocmai asta e că am succes, alții stă și mă pândesc așa și să-mi dea cu piatra în cap. Dar am zis eu să mai iau o pauză, e mai bine așa. Și revin, nu știu, la săptămână mai fac un filmuleț așa și bineînțeles când o fi să restrâng stupii până în octombrie sau când e, o să arăt, da? Mare lucru. Restrângi o familie, pui diafragme și aia e. Bun, cam atât. Lăsați un comentariu și vă spun de acum, cei care bagă comentarii de alea cu înjurături și cu vorbe urâte, îi blochez. Păi n-am ce să fac. Asta e. Cam atât. Sănătate și numai bine. Ne vedem așa peste o săptămână, două.